Programul Masă Sănătoasă în școli s-a extins și în județul Mehedinți. În prezent beneficiază de acest program 31 de unități de învățământ, fiind un sprijin pentru prevenirea absenteismului și a abandonului școlar. La școala gimnazială Maluvăț învață 158 de elevi în două schimburi. Începând de astăzi, elevii și preșcolarii de aici primesc o masă caldă la școală. Unitatea de învățământ a fost prinsă în program spre bucuria celor mici. Este un proiect foarte bun datorită copilor, pentru că ei beneficiază de lucrul acesta. Este un benefic lor că mănâncă ceva cald și bun. Practic, cumva nu le mai duceți grija, adică vin la școală... Vin la școală, își fac lecțiile și toate cele și mănâncă și iau și un meniu cald și cum trebuie. Eu zic că este foarte important, că e un beneficiu pentru copii. În primul rând e o masă caldă și e sănătoasă. Mă gândesc că e spre binele, spre sănătatea copiilor. Eu mă bucur. Decât sandwich-ul pe care noi ca părinți îl puneam în pachetel, mă gândesc că e mult mai bine. Probabil că erau și copii care veneau sigur că da, sigur că da. Pe lângă faptul că da, sunt copii care chiar se bucură de această masă. Implementarea programului își propune reducerea absenteismului și abandonului școlar. Acest program este extraordinar de bun pentru elevii noștri, pentru că noi avem foarte mulți elevi navetiști, din cei 160 aproape de elevi, în jur de 90 fac naveta cu cele două microbuze. Plecând de la ore foarte de dimineață, ca să ne încadrăm până la schimbul celălalt, al doilea, mulți veneau fără pachet, pur și simplu stăteau mereu cu gândul să plece la magazin și nu suntem de acord cu așa ceva. Și atunci acest program este extraordinar de bun pentru că ei mănâncă la amiaz și intră la ore până seara la 6-7 au asigurat o masă. Suntem la școala gimnazială cu clasele 5-8 din Comuna Maluvăț, școală care începând de astăzi beneficiază de programul Masă Sănătoasă pentru un număr de 158 de copii, inclusiv preșcolari, care sunt la grădinița cu program prelungit și la grădinița normală din Comuna Maluvăț. Este un program care ajută copiii, în primul rând, pentru că masa va fi caldă și o masă sănătoasă, în sensul că vor fi servite două feluri de mâncare, ciorbă și felul 2, așa cum s-a aprobat în legislație și cu acest lucru presupunem noi sau suntem convinși de faptul că nu e vorba numai de abandon școlar, e vorba de sănătate, de mâncare sănătoasă pentru copiii din Comuna Maluvăț. Am reușit să prindem acest program prin solicitări nenumărate către Inspectoratul Școlar Mehedinți și către celelalte autorități publice care au fost implicate în acest program și iată că începând de astăzi reușim să alocăm copiilor o anumită sumă din bugetul statului pentru mâncare sănătoasă. Programul a pornit acum 3 ani cu masă caldă în 5 școli, iar acum beneficiază de el 31 de unități de învățământ.